Eu recomand EFAClar Duo Plus pentru pielea cu tendință acneică, pentru a reduce coșurile și semnele și pentru a evita recurențele. Este dovedit pe toate tonurile de piele. EFAClar Duo Plus de la La Roche-Posay. Vă salut cu mare drag și bine v-am regăsit la o nouă ediție specială Brave Talk, susținută de La Roche-Posay. În această seară vă invit să dezbatem un subiect care, sub o formă sau alta, s-ar putea să se lege de viața fiecăruia dintre noi. Și asta pentru că tema serii e cum ne afectează acnea sau coșurile calitatea vieții. Dacă aveți în familie adolescenți sau dacă cunoașteți părinți care au copii de vârsta adolescenței, dați-le de știre, pentru că s-ar putea să fie un subiect de interes pentru ei. Alături de mine sunt Teodora Predescu, medic dermatolog. Bună seara, Teodora, și bine ai venit! Bună seara și îți mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Și Oriana Crăciun, o persoană direct interesată de subiect, care a înființat și un grup al oamenilor care suferă din cauza acnei. Bună seara, Oriana, și bine ai venit! Bună seara, mă bucur să fiu aici! Mulțumim frumos! Vă propun să pornim discuția noastră de la adolescență și dacă ne uităm la vârsta pe care noi o avem, deja am trecut cumva de această perioadă adolescenței, însă știm că e plină pe de o parte de provocări, de transformări și nu e tocmai cea mai lejeră sau mai simplă perioadă din viața noastră. Chiar de curând unul dintre clienții mei adolescent a venit la terapie și mi-a spus: Gașpar, nu e suficient că a început clasa 8-a și urmează un an foarte, foarte greu la școală. Nu am iubită, deși mi-aș fi dorit foarte tare, și m-am și trezit cu fața tapetată cu coșuri. Și în timp ce l-ascultam, efectiv am simțit așa în corp toată greutatea și durerea și disconfortul cu care acest adolescent se confruntă. Însă, din fericire, el, în momentul în care noi am vorbit despre subiect, deja părinții îi făcuseră o programare la un medic dermatolog, deci cumva au înțeles că pentru băiatul lor e foarte important. Așa că de aici aș vrea să pornim discuția, Teodora. Ajută-ne să înțelegem ce sunt aceste acnee, aceste coșuri, de ce apar în perioada adolescenței și ce se poate întâmpla dacă nu le acordăm cumva atenția cuvenită. Bun, povestea ta o aud și eu la cabinet și am adolescenți care vin la consult tocmai pentru că își doresc să arate bine, tenul lor să fie curat, din același motiv, fie că încep o nouă etapă a vieții lor, de exemplu, intră la liceu și vor să fie cu tenul curat, fie că își doresc o prietenă sau un prieten. Și atunci este extrem de important pentru ei să facă pasul ăsta. Apropo de acne, acne este cea mai recunoscutibilă afecțiune cutanată. Nu pentru cred că e foarte vizibilă, exact, nu? Este vizibilă, iar leziunile ei sunt caracteristice. Nu cred că am avut vreodată la cabinet un pacient care să vină să mă întrebe de ce suferă. Cu toții veneau la mine la cabinet să le dau un tratament care să-i ajute să managerieze acnea. Acnea, așa cum ai spus și tu, debutează în perioada adolescenței și se întâmplă acest lucru din cauza modificărilor pe care corpul nostru le suferă în perioada respectivă. Știm foarte bine că are un factor genetic și asta înseamnă că o moștenim de la unul dintre membrii familiei și de fiecare dată când întreb la cabinet dacă unul dintre părinți a avut, unul dintre ei automat ridică mâna și spune: da, eu am avut acne în perioada adolescenței, și este ușor de înțeles de ce și copilul lor ajunge să sufere de această afecțiune. Pe lângă factorul genetic, mai există un exces de sebum, acel ulei, acel luciu pe care îl avem la nivelul tenului, care de fapt împiedică exfolierea corectă a pielii noastre, celulele moarte se vor acumula în jurul porului și duc fie la îngustarea lui, fie la blocarea în totalitate. Iar acest lucru va duce la formarea celor mai simple leziuni de acne, care se numesc comedoane, cunoscutele puncte negre și acele coșuri micuțe pe care le observăm, mai ales dacă întindem pielea. Iar la toate astea, pentru că nu era suficient, se mai adaugă și microflora pe care noi o avem la nivelul pielii, dar care în momentul în care rămâne blocată la nivelul porului, va favoriza apariția inflamației. Și apar și coșurile roșii în felul ăsta. Zonele cele mai afectate sunt, din păcate, și zonele cele mai expuse. Cele mai vizibile, exact. Da.
zona feței, zona decolteului și zona spatelui. Deci am putea spune, Teodora, că nu e vorba de faptul că am fi leneși, că nu ne spălăm suficient de des pe față, că am fi neîngrijiți sau delăsători. E o chestiune biologică, tipică acestei perioade și, dacă bine rețin, unele studii chiar arată că undeva în jur de 85% din persoanele cu vârsta între 12 și 25 de ani ajung să dezvolte acne. Da, corect. Dezvoltă fie o formă ușoară, fie o formă mai severă. Aici depinde foarte mult și de factorul genetic și, bineînțeles, de sex, pentru că bărbații au tendința de a dezvolta, sau băieții au tendința de a dezvolta forme mai severe, pentru că în tot mecanismul ăsta al acnei este implicat și testosteronul, care este un hormon care începe să fie secretat de organismul nostru în perioada pubertății. Dar, într-adevăr, 85% dintre adolescenți suferă de acne. Și dacă ignorăm situația, ce se poate întâmpla? Adică trece de la sine sau? Asta cu trece de la sine are un sâmbure de adevăr, însă pentru acnea, că după o anumită vârstă, după un deceniu și un pic, ajungi în acel punct al vieții tale în care se reglează. Exact, trecem de perioada adolescenței și la unele persoane, într-adevăr, acnea se remite în jurul vârstei de 18-20 de ani. Însă sunt și persoane la care leziunile persistă inclusiv la vârsta adultă și aici ne referim fie la clasica acnea adultului, fie la o cauză hormonală a acnei. Asta este întâlnită în special la femei și este dată de cele mai multe ori de un sindrom de ovar polichistic. Dar dacă nu tratăm leziunile de acne, ele au tendința fie de a se agrava, se extind și pe alte zone ale feței, se inflamează sau noi avem tentația de a le stoarce tocmai din dorința de a scăpa de ele și atunci le inflamăm și ne cresc semnificativ șansele să dezvoltăm cicatrici, care, din păcate, spre deosebire de... Sunt acele urme care ne rămân pe față. Sunt semnele care rămân după acne și care, spre deosebire de o leziune obișnuită, un coș, care trece la un moment dat, în câteva zile, într-o săptămână, două, cicatricile sunt permanente. Și le putem trata și pe ele, însă, cu eforturi foarte mari, atât din partea pacientului, cât și din partea noastră. Și uneori nici măcar nu reușim să le tratăm pe toate. Din motivul ăsta e foarte important ca pacienții să vină la cabinet, la timp și cât mai repede, tocmai pentru că este o afecțiune manageriabilă pe care o putem controla. Bine de știut. Oriana, povestea ta de viață ne arată că ai trecut prin această experiență, ți-e cunoscută și aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne ajut să înțelegem cum influențează calitatea vieții o astfel de experiență care poate dura, exact așa cum ne-a spus Teodora, un an, 2, 3, 4, 5, 10, depinde de context. În cazul tău, cum a fost? În cazul meu, acnea a apărut la 12 ani. Aha. La început nu mi-am dat seama exact ce se întâmplă, pentru că în jurul meu erau colegi care de asemenea aveau coșuri și nu simțeam că ar fi ceva greșit la mine. Sau că ar fi ceva diferit față de ce vezi în jur. Mai mult decât atât, mi se spunea că este ceva normal și temporar. Drept urmare, am fost la medic dermatolog, dar cred că nu neapărat la 12 ani, pe la 13-14 ani, când am luat-o mai în serios. M-am simțit oarecum confortabil că mai erau și alte persoane în situația mea și la școală toată lumea avea 2-3 coșuri pe față, doar că devine inconfortabil atunci când tu ești singurul care are acne și cei din jurul tău nu mai au acne. Pentru că simți că rămâi cumva în urmă, nu? Exact. Adică ceilalți s-au recuperat, au ajuns într-un punct al vieților în care deja arată altfel. Și mă simțeam cumva în inferioritate. Mai mult decât atât, pe parcurs mi-am dat seama că spărgeam coșurile care apăreau pe fața mea. Dar e foarte tentant, nu? În momentul în care îl vezi, instant îți vine să-ți duci degetele spre... Absolut, doar că mi-am dat seama că nu făceam acest lucru ca să le tratez într-un fel sau să grăbesc procesul de vindecare, ci făceam acest lucru pentru că era relaxant pentru mine. Și dacă eram supărată, spărgeam toate coșurile, mă simțeam foarte bine în timp ce făceam acest lucru, iar la final mă simțeam vinovată că am făcut acest lucru, deja știam că nu este bine și mă întrebam de fiecare dată de ce îmi agresez leziunile, deși știu că nu e bine și nu este în regulă. Deci avea inclusiv un dialog cu propria persoană apropo de ce fac ceea ce fac, cum aș putea să schimb ceea ce fac. De fapt, acest dialog cu mine m-a ajutat foarte tare să am unele conștientizări. Pentru că mult timp îmi condiționam încrederea și spuneam atunci când nu o să mai am acne, o să am mai multă încredere în mine. Stima mea de sine o să fie altfel.
Și am stat de vorbă cu mine puțin și mi-am dat seama că nici când nu aveam acne, tot n-aveam încredere în mine și modul în care arăt nu are neapărat legătură cu încrederea pe care o am în mine. Uh-huh. Și nu mi-a mai condiționat fericirea și starea de bine și încrederea în funcție de leziunile de pe față sau de pe corp, pentru că am avut și pe piept și pe spate, ele pot să apară în diverse zone. Ce a fost pentru tine cel mai dificil în acea perioadă? Am înțeles de aceste diferențe pe care le-ai perceput între tine și semeni, dar care simți că a fost acel moment în care a fost cel mai greu, în care te-ai simțit cel mai vulnerabilă? Cred că atunci când toți oamenii din jurul meu sesizau foarte tare acnea mea și îmi dădeau multe sfaturi și eu nu aveam nevoie de acele sfaturi, simțeam că deja eu sunt o problemă pentru ei dacă ei de fiecare dată trebuie să mi recomande un tratament sau să mă întrebe de ce am acne sau să mă întrebe ce am mai făcut pentru acnea mea. Deja simțeam că acnea îmi controlează viața și că această acne este mai importantă decât eu pentru cei din jurul meu. Pentru că subiectele de discuție erau îndreptate exact. În special spre acne, ce să faci, ce să nu faci. Exact. Uh-huh. Mai mult decât atât, începeam să mă simt inconfortabil și inferioară în prezența persoanelor mai în vârstă, pentru că mi-am dat seama că prietenii mei nu mă întrebau atât de multe lucruri despre acne, cum mă întrebau rudele, prietenele, adulții mamei. Din jur. Exact. Și am sesizat că ei considerau că au o soluție, că știu mai bine ce trebuie să fac eu pentru a trata această acne. Ba chiar îmi spuneau, am avut și eu în tinerețe și uite ce am făcut. Și mă simțeam oarecum obosită psihic, iar la un moment dat începusem în avans să vorbesc despre acne când mă întâlneam cu ei ca să mă justific și ei să nu mai vină cu recomandări. Eu deja le spuneam, am acne, urmez un tratament. Cumva simțeam nevoia să evit niște sfaturi pe care de altfel nu le solicitam și pe care acum le interpretez altfel. Eu știu că ei au intenții bune și că încearcă doar să ne ajute, chiar dacă de multe ori recomandările nu sunt cele mai potrivite. Exact, și ce ajunge la noi nu e neapărat un ajutor, ci mai degrabă poate ceva ce crește și mai mult disconfortul. Absolut. Ascultându-vă, îmi dau seama din ce în ce mai tare că, de fapt, nu e doar o condiție biologică. E la modul real și o chestiune psihologică care ne afectează mult mai profund personalitatea decât am crede la o primă vedere. Și exact așa cum ai punctat și tu, Teodora, la un moment dat, asta arată și observațiile mele din cabinet, că nu doar o acne extremă creează disconfort, ci inclusiv o acne de, nu știu, intensitate medie poate să zdruncine un pic relația cu noi înșine și cu cei din jur. Și atunci când vine vorba de calitatea vieții, ce am observat eu la clienții cu care lucrez, e că sunt trei dimensiuni puternic influențate. Exact așa cum ai spus și tu, Oriana, e aspectul ăsta de stimă de sine și imagine corporală. Și oricum în adolescență nu avem cele mai frumoase gânduri la adresa propriei persoane, nu ne considerăm cei mai inteligenți, competenți, capabili și așa mai departe. Și dacă mai vine și această acne care ne tapetează fața, evident că o să ne simțim cumva mult mai puțin interesanți și valoroși în ochii celorlalți, iar asta contează apropo de deschiderea față de interacțiunile sociale. Și unii adolescenți chiar mi-au spus că din cauza acnei ajung să evite contactul vizual sau încearcă cumva să-și acopere fața, pieptenându-se într-un anumit fel, punându-și diferite obiecte pe față. La noi în familie, de exemplu, sora mea, care e cu 4 ani mai mică în adolescență, a avut o perioadă foarte complicată din cauza acnei. Și una dintre strategiile pe care ea le-a găsit a fost să își pună un strat de machiaj mult mai intens și mai puternic decât cred că i-ar fi plăcut. Din fericire, acum e ok. By the way, sis, te salut. Știu că ești alături de noi în această seară. Însă îmi amintesc că nu s-a simțit foarte confortabil, cumva în spatele acestei măști reprezentate de machiaj nu a fost prea multă fericire și bucurie. De asemenea, există domeniul ăsta, cum ai spus și tu, Oriana, al aspectelor interpersonale și ce aud foarte des de la adolescenție că evită
să iasă cu prietenii, evită să meargă la o întâlnire romantică și preferă cumva să stea în spatele ecranului, că e un calculator, că e un telefon, pentru că acolo se simt mai safe. Acolo pot să se exprime într-un mod diferit față de momentul în care interacționează cu cineva și persoana respectivă se uită spre ce e sau nu pe chipul meu. Și asta cumva duce la o însingurare, duce la o pierdere a puterii sociale, a puterii relațiilor. Iar al treilea aspect pe care l-am observat la clienții mei e legat de dimensiunea asta academică și profesională. Și pentru că am spus că acnea cumva e prezentă până pe la vârsta de 25 de ani, vorbim deja de oameni care s-ar putea să aibă un job. Și o parte dintre adolescenții cu care lucrez am observat că sunt tentați să dea skip orelor, cumva absenteismul școlar e un pic mai ridicat în rândul lor și apare inclusiv ceea ce psihologia numește refuz școlar, cumva disconfortul e atât de mare încât nu vreau să mă mai expun la un alt disconfort care ar putea să fie reprezentat de ce se întâmplă la școală, iar unii dintre adolescenți chiar au punctat faptul că pentru că nu vor să se facă vizibili în momentul în care profesorii adresează o întrebare, preferă să nu răspundă. Și le e mult mai greu la evaluările orale decât la evaluările scrise. Și cred că în momentul în care am terminat liceu, am terminat facultatea, la un interviu pentru un job, de exemplu, s-ar putea să nu dăm toate răspunsurile pe care le-am avea, să nu fim atât de dezinvolți pe cât am putea să fim din cauza asta. Ne mai vorbim de cazurile în care acnea duce inclusiv la depresie. Probabil că cunoașteți și voi persoane care s-au distanțat atât de mult, s-au izolat atât de mult, gândurile negative au fost atât de puternice încât s-au confruntat cu această stare. Dar pentru că nu vrem să-i întristăm foarte tare pe cei care sunt alături de noi, Teodora, aș vrea să te invit să ne vorbești despre ce produse de îngrijire avem, ce opțiuni există, pentru că nu suntem condiționați să suferim din cauza acnei. Da, avem soluții pentru acne și partea asta mă bucură foarte mult. Avem pe de o parte tratamentele dermatologice pe care le recomandăm noi la cabinet și care se eliberează pe baza prescripției medicale, deși știu că sunt și pacienți și Oriana cred că poate confirma lucrul ăsta inclusiv de pe grup, care încearcă să se trateze acasă. Și mai avem rutina de îngrijire. Sunt separate, dar totuși împreună, pentru că un tratament simplu nu va da niciodată randament dacă nu are o rutină de îngrijire, așa cum rutina nu va fi niciodată eficientă fără tratamentul dermatologic. Și atunci, tratamentul de obicei este simplu, eu în general mă limitez la un singur produs, încerc să cresc cât mai mult complianța pacienților, pentru că dacă le dau multe produse, automat se pierd pe drum. Iar rutina de îngrijire trebuie să conțină de asemenea un număr mic de produse, dar care să completeze foarte bine tratamentul. Și avem nevoie, de exemplu, de un gel de curățare, care să fie blând, dar în același timp să curețe și tenul. Avem nevoie de o cremă anti-imperfecțiuni, care de preferat ar trebui să aibă și niște caracteristici sau capacități de hidratare a pielii, dar pe de altă parte trebuie să completeze tratamentul în ceea ce privește acei factori de care povesteam mai devreme. Să reducă secreția de sebum, să trateze comedoanele, să exfolieze pielea și pe cât posibil, dacă putem să includem și un produs care să limiteze formarea cicatricilor sau să încerce să le remodeleze, e cu atât mai bine. Iar un astfel de produs este Faclar Duo Plus. Este o cremă extrem de bună pe care eu o folosesc frecvent în cazul pacienților mei și mi se pare că se pretează foarte bine inclusiv tratamentelor locale care pot fi iritante. Și genul de cremă lipicioasă și care... Te întreb pentru că am o sensibilitate tactilă și în momentul în care vine vorba de creme, în mintea mea sunt două categorii. O categorie de care nu aș vrea să mă apropii pentru că seamănă cu untura de la bunica din cămară și o altă textură a cremelor pe care le văd la partenera mea care sunt mult mai soft, mai plăcute, care nu creează disconfort. Exact. Cum are, are o textură plăcută. Așa. Intră foarte repede în piele și nu ne dorim în acne creme cu texturi grase, tocmai pentru că există riscul ca noi, folosind o cremă mult prea grasă, mult prea hidratantă, să declanșăm un episod de acne sau o recădere a acnei. Dar Effaclar Duo Plus are o textură extrem de plăcută, se absorbe rapid la nivelul pielii și poate fi folosită atât seara cât și în rutina de dimineață, iar eu le recomand adolescentelor care vor să se macheze, inclusiv ca și bază de machiaj. Da. Iar textura ei chiar e una extrem de plăcută, cred că Oriana poate confirma lucrul ăsta, știu că a testat de-a lungul timp
timpului. Multe produse are o părere mai mult decât avizată pe partea de produse de skincare, dacă mă întreb pe mine. Dar e un produs pe care chiar îl recomand la cabinet. Și eu îl folosesc, apropo de el. Eu am aflat despre produs două lucruri care mi-au captat atenția foarte repede, și anume că schimbările devin vizibile după o perioadă foarte scurtă de timp, după 12 ore de la aplicare. Asta pentru leziuni poate inflamatorii, dar inflamatorii la stadiul de debut. În general, în cazul tratamentelor și rutinii antiacneice, avem nevoie de o perioadă de minim 3 luni ca să observăm o îmbunătățire semnificativă a tenului. Și asta le spun mereu pacienților când vin la cabinet. E foarte important să aibă răbdare și perseverență, pentru că dacă nu le au, nici rezultatele nu vor apărea. Din păcate, acneea nu o putem trata peste noapte. Este aproape imposibil. Mi-ar plăcea să pot să fac lucrul ăsta, dar în momentul de față nu se poate. Deci răbdarea contează. Și răbdarea contează enorm de mult. De asta spuneam că și tratamentele mele sunt în general cu puține produse, iar rutina din nou cuprinde extrem de puține produse, tocmai pentru că pacientul meu trebuie să aibă o complianță bună pentru produsele respective. Absolut. Și dacă trebuie să le folosească și o perioadă de 3-6 luni, cu atât mai mult este importantă complianța. Iar pe de altă parte, la primul consult le spun că trebuie să aibă răbdare. Dacă nu mi oferă timp, din păcate nu îi pot ajuta. Pentru că e o afecțiune care, într-adevăr, mănâncă foarte mult. Își face de cap. Da. Mult. Și un alt aspect interesant pe care l-am citit e că previne apariția acneelor, adică dacă folosim produsele de îngrijire, nu ne confruntăm cu acel disconfort despre care aud foarte des în rândul adolescenților, că pe când credeam că am scăpat, am văzut că reapar, și pe când a început să strălucească soarele și pe strada mea, iar au apărut norii. Experiența ta ce ne arată, Oriana? Prima dată folosim gelul, după aceea folosim crema. Ajută-ne să ne orientăm. Da, și este absolut necesar să avem un produs cu factor de protecție. Aha. Indiferent că este vară, iarnă, primăvară, absolut în fiecare zi din an este important să protejăm pielea, dar și să o hidratăm, pentru că, deși avem tenul gras, în continuare hidratarea este un pas esențial pentru o piele sănătoasă. Am vorbit despre grupul pe care l-ai înființat, pe care îl coordonezi. Dă-ne 2-3 idei apropo de cum ne putem înscrie în acest grup, ce se întâmplă în acest grup, care sunt beneficiile, pentru că am înțeles că și cu Teodora așa v-ați cunoscut dintr-o curiozitatea Teodorei de a afla mai multe despre grup. Da, grupul se numește Comunitatea Oamenilor cu Acne. De fapt, este o comunitate cu oameni care are tenul cu tendință acneică. În acest grup am live-uri, am avut inclusiv cu Teo, și oferim informații despre tenul cu tendință acneică, sfaturi, cum să avem un stil de viață sănătos, cum să mâncăm sănătos, ce înseamnă să mâncăm sănătos, ce înseamnă să folosim un produs cu ingrediente bune. Mai mult decât atât, există foarte mult suport. De fiecare dată când o persoană share-uiește experiența pe care o are cu acnea, există membrii care îl încurajează, care îl felicită. Susținere. Exact, susținere emoțională. Îl încurajează și spun că este o situație temporară. Cumva ne simțim familiari în acel grup, pentru că noi toți am trecut prin aceeași experiență. Putem să fim vulnerabili fără să simțim că cineva ne judecă, pentru că de cele mai multe ori când vorbim cu o persoană care nu are acne despre acne, ne gândim ce crede despre noi, dacă ne judecă, dacă trage o concluzie greșită despre noi. Și atunci, în acest grup, noi putem să fim noi fără nicio reținere. Și toată lumea este liberă să împărtășească propria experiență, ce crede, inclusiv păreri despre medici, despre produse, despre branduri, despre cum se simt în anumite situații. Așa cum spui, pare să fie efectiv o comunitate care îți dă o stare de bine într-o perioadă dificilă și care ține depresia la distanță. Exact de asta avem nevoie când ne e greu. De un medic specialist la care să putem apela, de oameni care ne înțeleg și care ne susțin din punct de vedere emoțional. Teodora, spune-ne, te rog, ce am putea face în condițiile în care există în familie un părinte care nu crede foarte mult în disconfortul pe care le resimte adolescent, un părinte minimizator, îl numim noi în limbaj de specialitate, și care spune, las că va trece, nu exagera, pune-te cu burta pe carte, sunt alte lucruri mult mai importante. Din experiența ta de medic care interacționează cu pacienți, cu familii, care sunt
informațiile care ar fi bine să ajungă la acești părinți? Da, mi s-a întâmplat să am la cabinet un pacient, un adult, un părinte, care a venit la mine pentru o altă problemă dermatologică. Și care... A venit el adulte el, sau și-a adus adultul? Nu, fără, adulte. Da, doar, doar că mi-a povestit în timpul consultului că are un adolescent care are acnee și nu avea de gând să-l aducă la medic, în niciun caz, spunându-mi fix cum ai spus și tu, n-are nimic, doamna doctor, că o să treacă la un moment dat, nu se întâmplă nimic. Și tocmai asta i-am spus, este extrem de important ca el să conștientizeze ca părinte, pentru că el e tutorele copilului lui. Absolut. Până la urmă, că trebuie să trateze problema copilului lui, pentru că altfel lucrurile, din păcate, au implicații și în sfera psihologică. Costurile a copilului. Exact. Mari, da. Și, din păcate, nu se mai dezvoltă la fel de bine din punct de vedere social, devine vulnerabil. Și inclusiv foarte... rezultatele academice, exact, vor fi influențate. Exact. Și cred că părinții care nu vor să-și aducă copilul la cabinet sunt acei părinți care nu au avut acnee. Pentru că odată care ce... nu au avut acnee, da, care n-au trecut, exact, prin asta. Exact, pentru că atâta timp cât tu, ca adult, ca părinte, ai avut acnee, realizezi că ea a avut o implicație foarte mare asupra totului tău din adolescență. Cum arătai, cum se purta lumea cu tine, cum interacționai cu profesorii, cu tot, cu familia. Absolut. Apropo de ce povestea Oriana puțin mai devreme. Și mi se pare extrem de important, în primul rând, pentru acel părinte să-i acorde atenție copilului, să fie un pic atent la nevoile lui și să-și dea seama că în momentul în care merge cu copilul lui pe stradă, copilul merge cu capul în jos sau încearcă să-și acopere fața sau cere foarte multe produse de machiaj sau se machiază foarte mult, pentru că sunt și părinți care sunt, doamna doctor, se machiază copilul. Normal că se machiază, pentru că are nevoie să-și camufleze leziunile pe care nu vrea să le arate lumii. Și e foarte important ca părinții să înțeleagă lucrul ăsta, că adolescenții, din păcate, sunt afectați de leziunile pe care le au, chiar dacă uneori poate noi nu le dăm atât de mare importanță. E acnee, trece. Da. Nu trece. Trebuie să o controlăm până la o anumită vârstă și poate chiar și pe termen mai lung. Exact, exact. Și dacă ar fi să trasăm o ultimă concluzie a acestei discuții, probabil că am putea spune că acnea ne afectează nu doar biologic, ci și psihologic, că stârnește o serie de emoții, frică, anxietate, neliniște, agitație și foarte multe gânduri negative. Nu o să mă iubească nimeni niciodată, nu o să mă aprecieze nimeni niciodată, nu o să-mi treacă niciodată această condiție. Și cred că e important să acceptăm emoțiile, să nu credem tot ceea ce ne spune mintea, să realizăm că sunt doar produsul minții noastre și să ne ducem poate energia un pic mai mult către a acționa, către a ne implica în comportamente care știm că pot să fie benefice. În esență, acneea nu ne condiționează, nu ne predispune la durere și suferință, însă este foarte, foarte important că atunci când simțim că nu ne simțim tocmai confortabil în propria piele, să vorbim cu oamenii de încredere și împreună cu părinții să cerem ajutor din partea unui specialist. Pentru că acest împreună contează foarte, foarte mult. Și apropo de împreună, din partea paginii de psihologie, dați-mi voie să vă dau cadou o carte împreună, semnată de medicul american Vivek Murphy, un specialist care luptă foarte mult pentru a ține însingurarea oamenilor la distanță și care crede foarte mult în faptul că împreună putem face lucruri bune pentru ca această lume să funcționeze mult mai bine. Vă mulțumim tare, tare frumos pentru că ați fost alături de noi și pagina de psihologie în această seară. Cu și eu vă tot, mulțumesc! Cu tot dragul! Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Live-ul rămâne înregistrat aici pe Facebook, însă îl veți găsi și pe YouTube și Instagram, pagina de psihologie. Seară bună, pe curând! Eu recomand Effaclar Duo Plus pentru pielea cu tendință acneică, pentru a reduce coșurile și semnele și pentru a evita recurențele. Este dovedit pe toate tonurile de piele. Effaclar Duo Plus de la La Roche-Posay.